Salut! Acum am ajuns de la ANAF, am fost să verific dacă declarația unică este depusă bine în spațiu privat și totul este ok. Deci acum pot să vă arăt și vouă la calculator cum se depune corect o declarație unică online. Acum sunt la calculator, o să încerc să fiu scurt, să nu o lungesc prea tare. Intrăm pe internet, pe site-ul ANAF. Aici închidem. Avem aici cu roșu depunere de declarație unică. Dăm click aici. Trebuie să aveți deja contul făcut în spațiu virtual privat. Asta nu mai explic pentru că cum ați făcut un cont pe alte site-uri, așa se face și la ANAF. Ne autentificăm. Ne cere de pe mail codul de siguranță. Îl copiem de aici, îl punem aici și acum suntem autentificați. Așa o să ne apară. Da? Puneți depunere de declarație unică în numele propriu, așa. Acesta este formularul PDF, da? Trebuie întâi să dăm click pe el să-l descărcăm. Da? Așa o să ne apară declarație unică și dăm click pe Soft A. Aici. Deci am copiat formularul, da? Asta șterg tot ce e aici. Asta e declarația unică, copiată. În downloads, am, da? Eu ca să o deschid, dacă dau acum click de două ori, nu mi-o deschide. Pentru că nu am deschis-o cu Adobe Reader. Click dreapta, o deschidem cu Adobe Acrobat Reader. Așa, ok. Mai întreabă ceva? Nu. Așa arată formularul. Da? Deci acesta este formularul. Aici. Să vă explic pas cu pas cum se completează formularul. Adăugăm numele. Vasile C. Andrei. Codul numeric personal, CNP-ul. Am băgat CNP-ul meu, adresa, strada Mangalii, nu știu ce, Constanța, da? Atât trebuie să completăm aici. Coborâm mai jos. Și aici trebuie să bifăm doar asta de aici, punctul 1.1. Datele privind veniturile realizate din România în anul 2017. Bifăm aici. Și mai jos, dacă am bifat, ne va apărea această căsuță. Dacă aici nu bifăm nimic, această căsuță nu mai e, da? Deci doar când bifăm, ne apare mai jos căsuța asta cu roșu. Aici alegem, dăm puțin mai jos. Jocuri de noroc. Și aici de mai jos ne va apărea această căsuță cu roșu. Aici puteți să mergeți cu buletinul la ANAF și vă va spune de la ce firmă și suma, da? Sau ați primit prin e-mail firma și suma, da? Ca să vă ajut puțin aici, deschid o pagină de internet, site-uri autorizate. Intrăm pe site-ul oficial, da? Oficiul Național pentru Jocuri. Intrăm aici la detalii. Și, de exemplu, să spunem o firmă Betano. Da? Așa. Acesta este firma. GML Interactive LTD. Copiem de aici numele firmei. Mergem la declarația noastră. O punem aici. Da? Și acum ne va trebui cuiul firmei. Dacă v-a trimis e-mail-ul, aveți toate detaliile. Dacă nu, intrăm aici și caut pe Google cuiul. Da? Acesta este cuiul firmei. Și îl băgăm aici. Da? Și aici suma. De exemplu, la sumă, ori aveți pe mail, căutați în e-mail-uri dacă o aveți, dacă nu, cu buletinul la ANAF și vă spune exact toate sumele și de la ce firme.
Aici am 121 de lei. Și asta e tot formularul. Altceva nu mai completăm. Urcăm sus și dăm validare. Formularul este valid și poate fi depus. Așa. Dăm OK. Da? Acum închidem. Ce vreau să vă mai spun. Dacă să mai adaug. Dacă aveți, de exemplu, la două site-uri, da? Nu trebuie să facem două formulare. Dăm click aici pe adaugă venit. Ca să vă arăt, dacă toți suntem aici. Deblocare formular ca să pot să-l modific. Mai avem o firmă, da? Nu trebuie să facem două formulare. Dăm adăugare venit și din nou aceeași poveste. Dăm click și adăugăm aceste detalii. Ia să dăm click aici. Ne va apărea, adăugăm firma, cuiul și altă sumă de la alt site. Eu, de exemplu, am unul singur, da? Șterg acest venit. Ok. Și totul e salvat aici, nu mai salvez. Am ieșit afară, da? V-am spus, am fișierul downloads, da? Revin înapoi pe site-ul ANAF. Dau înapoi. Aici unde eram, dau înapoi de tot, ca să înțelegeți. De la 0, da? Declarație unică și aici. Avem unde am copiat formularul. Aici îl atașăm. Downloads. Clic pe el. OK, da? Și dăm transmitere declarație. Și va arăta cam așa. În urma depunerii declarației unice, ați primit indexul de încărcare 1.5 pentru descărcare, verificați cererea. Așa. Bla, bla, bla. Deci putem să și verificăm dacă totul este OK. Singur. Copii de aici adresa fără ultimul, aici fără punct. Deschid aici, o copiem aici. Avem aici site-ul în care verificăm. Deci intrăm pe e-mail, copiem de aici acest număr de index, îl copiem aici și trebuie să băgăm și CNP-ul. Dăm verifică și ne apare aici care sunt valide și care sunt invalide. Eu am trimis la mai multe lucruri, dar voi trebuie să aveți decât un singur chenar galben în care va apărea cam așa. Documentul este valid, așa și data. Atât trebuie să vă apară. Ce am eu aici, am ajutat eu pe aici. Dacă aveți de la două site-uri, în aceeași declarație trebuie să le adăugați. Deci o singură declarație, toate site-urile. Și asta este. Sper că v-a fost de folos. Aștept comentarii pentru mai multe nelămuriri.